O femeie, mare este credința ta, fie ție după cum vrei. Preacuvioși părinți, preacucenice părinte, iubiți credincioși, credința cea mare stăruitoare a femeii cananeice a fost arătată, lăudată, nu de un proroc, a fost erat sau dască al Bisericii lui Hristos, ci de însuși Domnul Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, Iubitorul inimilor omenești. El laudă în fața poporului credința cea mare a femeii cananeice. O înțelepciune fără de margine a Mântuitorului, o adâncul îndurărilor lui, vine o femeie, păgână necăjită, străină, tocmai din Fenicia Siriei, după cum arată Dumnezeu Sfântul Evanghelist Marcu, și roagă pe Domnul cu lacrimi. Din durerea inimii se arunce demonul din fica ei. Nu știa cine este Hristos. Auzise și ea de la alți credincioși, iudei, că Iisus Hristos este din neamul lui David, împăratul și prorocul. Auzise de Sfintele sale minuni care le făcea în poporul Israel și credea cu toată tăria inimii sale că vă face Hristos milă cu dânsul. Această femeie străină de poporul ales, văzând mulțimea ce urma pe Mântuitorul, nu îndrăznește să se apropie prea mult de El. Și de departe strigă, miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David. Fica mea rău este chinuită de răutate. Trei gânduri mari stăpâneau mintea, inima ei. Întâi credința tare către Dumnezeu. Al doilea, nădejdea ei fără de îndoială că Domnul o va asculta și va împlini cererea ei. Iar a treia, mila cea mare pentru suferința fiicii sale. Pe toate aceste trei gânduri le-a scos la lumină din inima sa. Când a zis, miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David. Apoi cere milă de la Domnul pentru a zice, fica mea rău se chinuiește de diavol. Adică, Doamne, dacă mirești pe fica mea, pe mine mă mirești. Aceasta este durerea inimii mele. Pentru aceasta strig către tine să faci milă cu fica mea și să izgonești Duhul necurat din ea, care o chinuiește cumplit. Auzind și ea de mine, Fiul lui Dumnezeu, credea fără îndoială că și pe fica ei o va vindeca. Dar cu toată strigarea ei din inimă, Mântuitorul nu i-a răspuns un cuvânt. Oare nu era milă de ea? De fica ei? Oare n-a venit El să caute să mântuiască pe cel pierdut? Dar de ce tăcea la strigarea îndurate mamei, îndurerate mamei și nu răspundea niciun cuvânt? Iată de ce tăcea. Ca să scoată la lumină un lucru mare, care era în sufletul acelei femei necăjite străine, adică credința ei statornică, mare în Dumnezeu. Ba mai mult, ucenicilor Mântuitorului au simțit strigarea ei, îi s-a făcut milă de aceea și a rugat pe Domnul zicând, slobozește-o, Doamne, că strigă în urma noastră. Dar Mântuitorul, ca și când n-ar fi băgat de seamă, nici strigarea ei, nici rugămințele Sfinților Săi ucenici, răspunde negativ zicând, nu sunt trimis decât către oile pierdute ale casei lui Israel. Auzind aceste cuvinte ale Mântuitorului, beata mamă, îndurerată, nu se deznădăjduiește de mila lui Dumnezeu. Și bine, se închină și cu mai mare smerenie înaintea Mântuitorului, zicând, Doamne, ajută-mă! Adică, Doamne, nu mă lăsa! Singura mea nădejde, numai spre mila puterea Ta, fără de margini, mi-am spus și cred că vei face milă cu mine, cea străină nevrednică de îndurarea mila Ta. Dar după această stăruință din inimă, beata femeie este respinsă de Mântuitorul care zice, nu este bine a lua pâinea fiilor și arunca la câini. Prin câini înțelegem aici pe păgâni pentru viața lor necurată, pentru
închinarea lor la idol, iar pe idei îi numește fiul lui Avram. Pâinea înseamnă pace de bine făcute de Mântuitorul. Dar ce face durerata mama auzind că este socotită în rândul câinilor? Oare se supără? Oare culește? Oare cade de stănește mila ajutorul ce-l așteaptă de la prea bunul nostru Mântuitor? Nu. Nici de cum. Și se smerește foarte din inima sa și se socotește cu adevărat în rândul câinilor, având în continuare nădejdea unui câine cât de stăpânul său, că până la urmă îi va arunca și ei părmitură de pâine, adică nu o va lăsa nemiluită cu tot. Apoi, în marea smerenie a inimii sale, îndrăznește a zice către Mântuitorul, da, Doamne, adică se încâine. Dar și câine mănâncă din părmiturile ce cade la masa stăpânului lor. Vedeți, frați și surori, credința tare, fără îndoială aceste necăjite mame durerate. Vedeți, smerenia inimii ei este alungată ca un câine, dar nu se desnădăjduiește de cele rece, crede cu mai multă tărie. Că până la urmă va căpăta o formitură din pâinea îndurărilor lui Dumnezeu stăpânii. Vedeți că smerenia, credința acestei femei păgâne este mai mare decât a multor creștini din zilele noastre. Care dintre credincioșii noștri se mai roagă lui Dumnezeu cu atâta credință, cu atâta smerenie, cu stăruință acestei femei cananeene? Nu se supără văzându-se asemănată cu câine. Și așteaptă să fie miluită măcar ca un câine. Iar preamilosivul nostru Mântuitor, văzând smerenia, credința ei mare, statornică, ca un atoștiitor a inimilor, văzând inima ei de mamă îndurerată, pentru suferințe fiice sale, văzând că acest suflet necăjit nu și-a pierdut credința, nădejdea, mila lui Dumnezeu, îi răspunde. O femeie, mare este credința ta. Fac-se ție precum voiești. Și s-a demonifică ei din ceasul acela. Ați auzit de minunile credințele tari, statonice ale femeii cananeene. Ați văzut că mila îndurarea Domnului nostru Hristos a tămălit pe fiica acestei de Duhul cel necurat. Pentru credința mamei sale, credința ei cea statonică, stăruitoare, a lăudat-o zicând, o femeie mare este credința ta. Iubiți credincioși, să ne punem o întrebare. Prin ce mijloace a ajuns această femeie la o credință atât de mare statornică? Cum a ajuns ea să cunoască pe Mântuitorul? Deoarece nici o revelație nu a avut, nici Sfânta Scriptură nu o citise spre a fi învățat credința dreaptă în Dumnezeu. Femeia cananeancă a primit credința în Dumnezeu prin auz. Că deși nu avusese descoperire despre Hristos, din Sfânta Scriptură nu o cunoștea, dar auzind ea de la mulți oameni despre minunile săvârșite de Domnul, a crezut cu tărie în inima ei că acest fiul lui David este un trimis al lui Dumnezeu pentru îndreptarea mântuirea oamenilor. Și va face milă și cu fiica sa, chinuită de Duhul necurat. Apostolul Pavel ne-a învățat zicând, credința vine prin auz. Iar auzul din cuvântul lui Dumnezeu. Iată cât de mare adevăr arată aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel. A auzit femeia cananeancă, a crezut cu tărie în inima sa. Prin credința ei cea mare statornică a dobândit cele ce dorea. Adică vindecarea fiicii sale. Tocmai aceasta a fost pricina pentru care Mântuitorul a făcut la strigare aici din tâi și apoi însă încă de două ori a fost respinsă la cererea sa ca să se vadă prea lumina credința mare, puternică a acestei femei. Altă pricină pentru care Iisus Hristos nu a tămăvit îndată pe fiica cananeancă a fost aceasta ca să arate evreilor câte credință stăruitoare are o femeie păgână. Și câtă împetrire de credință aveau călătorarii legii vechi.
arhierei farisei, care nu numai că nu credeau în El, dar căutau tot tipul să-L piardă. Mulți dintre Sfinții aleși al lui Dumnezeu a arătat marea statornică credință în El, precum Noe, Abraham, Moise, Sfinții proroci, dumnezeiești apostoli, toți ucenicii, care L-au mărturisit și au pus sufletul pentru El. Unii dintre aceștia au fost călăuziți de lege Dumnezeu, iar cei mai mulți de Sfânta Scriptură, care i-a condus la cunoașterea credința în Dumnezeu, căci prin citirea Sfintei Scripturi se naște credința în Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, în Evanghelia de astăzi, o femeie păcătoasă străină din neamul Israel, de credința adevărată, de citirea Sfintei Scripturi, care numai din cele auzite, de la unii oameni credea cu atâta tărie în Mântuitorul, în puterea minunilor Lui, încât este vrednică de laudă și de mila prea bunului Dumnezeu. Mântuitorul Hristos, ca Dumnezeu atotștiitor, a arătat mai înainte că mulți din păgâni vor ajunge la cunoștința de Dumnezeu și la credința dreaptă, zicând, și vor veni de la răsărit, de la apus, la miază noapte, la miază zi, și vor ședea la masă în Împărăția lui Dumnezeu. Care a fost pricina ca această femeie cananeană a alergat cu atâta sârguință în urma Domnului și a cerut cu atâta stăruință ajutorul mila lui nevoile ei? Negreșit că era o mamă necăjită, durerată, cu inima din cauza suferințele mari a fiicei sale, care era rău chinuită de un diavol. Oricine își poate închipi câtă durere, mâhnire avea beata mamă, când vedea pe fiica sa de atâtea ori căzând jos, răcnind, lovindu-se cu capul de pământ, scrâșnind din dinți, strămurând cu tot trupul când Duhul cel necurat o chinuia. Numai acela își poate da seama de acest lucru care a văzut pe viu, pe un om demonizat, îndiavorit, când îl apucă Duhul necurat și îl muncește, îl chinuiește. Orice om cu suflet bun, cu o inimă miloasă, compătimește asemenea oameni care, tot prin îngăduința lui Dumnezeu, sau din cauza păcatelor părinților, sunt stăpâniți de diavol. Cu atât mai mult o mamă bună când vede în asemenea chinuri pe fiica ei, pentru că nimic în lume nu este mai bun, mai milosiv cu inima unei mame adevărate. Pentru a vă da seama acest lucru în cele ce urmează, vom arăta în câteva împărțișeri în credința acestei femei cananeene. Care a fost, deci, fapta bună principală care a contribuit cel mai mult la vindecarea copiii să vinde diavolul în Evanghelie de azi? A fost credința cea tare puternică a mamei sale. Credința ei în Fiul lui Dumnezeu. Era mai mare ca a noastră, ca a multor creștini de astăzi. Credința statornică, vie, neîndoielnică în Iisus Hristos a izgonit pe diavolul din fiica ei. Încă nici n-a fost nevoie să o aducă înaintea Domnului în credința mamei, s-a vindecat. De la distanță a vindecat Mântuitorul. În clipa când a răsit cuvintele, o femeie mare ți este credința ta. Fie după cum voiești. Credința tare nu este legată de loc și de timp. Ea vindecă, iartă, izbăvește, ne primește, înviază morți, indiferent de loc, de vârstă, de distanță. Noi ne rugăm în biserică pentru credincioși și ei primesc ajutor. Sănătate cele de folos acasă, pe cale, la locul de muncă. Să ne întărim prin credință vie în Dumnezeu. Să ne întărim din exemplu acestei mame din Evanghelie de astăzi. Să alungăm întoiara în credință, nepăsare, nesimțirea, petrea inimii noastre. Necredința care bântuie peste toată lumea. Că de nu vom avea credință dreaptă, statornică, puternică în Hristos, ca această femeie, iubiți credincioși, nu ne vom putea mânti. Credința vine din auz, spune Sfântul Apostol. Adică auzirea cuvântului Dumnezeu, numai că cei care seamănă cuvântul vieții și învață poruncile Sfintei Evanghelie, trebuie să fie
preoți ortodoxi să aibă viața creștină exemplară. Credința ne întărește mai ales prin Sfânta Rugăciune, prin post, prin spovedanie, prin ostenie, prin spovedanie regulată prin Sfânta Împărtășanie. Femeia cananeancă avea credință tare, dar și rugăciune stăruitoare, care mereu striga în urma lui Hristos, Doamne, ajută-mi, vindecă fiica mea. Nu se descuraja, deși Domnul o trecea cu vederea. Nu slăbea în credință, nici nu cârtea că ei se aseamănă cu câine. Nici nu înceta, se ruga și a strigat în urma lui, Doamne, ajută-mi, Doamne. Miluiește-mă, Doamne, miluiește fiica mea, că rău este chinită de diavol. Așa și pe noi, și noi să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, miluiește sufletul meu. Că este chinit de diavol, mândrie, Duhul desrânării, poate mamânie, lăcomie, atrândăvie. Doamne, scapă-mi de robia patimilor, de slăbiciune, de slăbirea credinței, de îndoiala gândurilor, de Duhul necurăției, de înfrânarea limbii, de toate curse vrăjmari pe diavol. Mare este puterea credinței în lume. Mare a fost credința Maicii Domnului, a Sfinților Apostoli, a Sfinților Mucenici și a Cuvioșilor Părinți. Mare a fost credința părinților mamilor, care le-a născut și ai înaintașilor noștri. Ei uneau credința cu rugăciunea, cu postul, cu milostenia și cu smerenia. Acestea erau virtuțile Sfinților ale părinților noștri. Acestea erau virtuțile femeii din Sfânta Evanghelie de astăzi. Acestea trebuie să fie cununa de mărgăritare care se cere să împodobească pe creștinii noștri. Credința, rugăciunea cu lacrimi au făcut cele mai mari minuni în Biserica lui Hristos, în viața creștină. Prin acestea se săvârșește jertfa Sfintei Liturghii, cele șapte Sfinte Taine. Prin acestea izgonește astăzi deavuri din oameni. Se fac minuni de vindecare la Sfintele Maște, la Sfintele Icoane din țara noastră. Prin aceasta dobândim iertare de păcate și mântuire. De aceea aveți datorie să mergeți regulat la slujbele bisericii, să duceți în familia dumneavoastră o viață cât mai curată, să vă creșteți copiii în frică de Dumnezeu. Copiii nu se lasă de capul lor, cum umblăși pe biserică acum, la Sfânta Predică. Ne duci la Sfânta Biserică, ne spovediți regulat, ne împărtășiți, fără cuvântul lui Dumnezeu, ajung răi, ajung bețivi, desfrânați, necredincioși, chiar nesupuși părinților lor. Căci dacă se depărtează Dumnezeu, de la Dumnezeu și biserică, de părinți, de rugăciune, de cele sfinte, patimii robesc și diavolii aruncă în necredință, îi aruncă în desnădejde, n-o sunt aia lui. Să aveți grijă de copiii ca de lumina ocolului dumneavoastră. Învățați-vă pruncii, educați-i, mângâiați-i, duceți-i la Sfânta Biserică, hrănindu-i cu trupul lui Hristos. Cu cuvintele Sfintei Evangheliei, căci vom da greu răspuns înaintea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, să cerem de la Iisus Hristos credința femeii cananeene, izgonirea patimilor din inimile noastre, să învățăm a ne ruga cu rugăciunile ei, să avem smerenia acestei femei și rostim mereu aceste rugăciuni scurte cuvinte. Doamne, ajută-ne să ne mântim, să te slăvim în vecii vecilor. Amin!